Guvernatorul statului Maryland a comparat lungimea navei care a eșuat în râu cu cea a turnului Eiffel. În adâncuri mai sunt bucăți de beton și oțel desprinse din podul căzut, dar și peste 4.000 de containere. Unele transportau materiale periculoase. Scafandrii nu pot coborî atât de mult pentru că este foarte periculos, așa că sunt folosite sonare. Între timp, anchetatorii au ajuns pe epavă. Specialiștii caută dovezi pentru a stabili ce a provocat pana de curent care a făcut cargoul necontrolabil. This work will not take hours. This work will not take days. This work will not just take weeks. We have a very long road ahead of us. We understand that. And we're prepared. And when you have a chance to see that wreckage up close, you fully understand the enormity of the challenge. This is an incredibly complex job. And our timeline will be long. Accidentul naval a lăsat mii de oameni fără loc de muncă. Portul Baltimore, unul dintre cele mai importante din Statele Unite, a fost închis pentru o perioadă nedeterminată. Afectată va fi întreaga economie pentru că serviciile de transport se vor scumpi. Impactul va ajunge la 15 milioane de dolari, estimează unii experți. Our number one priority, which is to reopen the port of Baltimore. We're going to do that in some steps. Step one of that is we're going to clear the debris from the channel. Step two is we're going to remove the vessel. And step three is remove the rest of the bridge debris from the waterway. În noaptea de luni spre marți, o navă a lovit un pilon al podului din Baltimore. Membrii echipajului au reușit să transmită un semnal SOS, însă polițiștii au avut la dispoziție numai 90 de secunde pentru a bloca circulația pe pod. 6 bărbați care reparau carosabilul de pe pod au căzut în apă. Doar 2 dintre ei au rămas în viață.